Aceștia sunt ultimii doi rinoceri care au rămas pe pământ, se află într-o rezervație naturală din Africa și sunt o femelă, respectiv un mascul. Și nu știu, mi s-a părut foarte dramatic pentru că din cauza vânătorii acute din Africa au mai rămas doar aceste două specii de rinoceri și mi se pare destul de dramatic.